Un tânăr de 29 de ani, fără antecedente penale, a fost condamnat la închisoare pe viață. Individul este acuzat că, anul trecut, ar fi pătruns în casa vecinilor săi și a comis, printre altele, o crimă și un viol. Tânărul le-a spus anchetatorilor că scopul său inițial a fost de jaf, deoarece era consumator de droguri și avea nevoie de circa 2000 de lei, dar pentru că a găsit doar 250 de lei în casa vecinului său, tata a trei copii, a vrut să se răzbune. La locuința suspectului au fost găsite mai multe bunuri care au probat săvârșirea faptelor, printre care maceta cu care a comis crima. În iulie 2021, polițiștii au fost sesizați în timpul nopții prin apel 112 de către o adolescentă de 15 ani că o persoană a pătruns în locuința sa din localitatea Corbu și a întreținut prin constrângere raporturi sexuale cu sora sa în vârstă de 20 de ani, iar tatăl lor a fost înjunghiat în zona abdomenului. După comiterea faptelor, atacatorul, care avea fața acoperită cu o cagulă, a fugit. Potrivit sentinței judecătorilor Tribunalului Constanța, tânărul acuzat de omor calificat, viol, tâlhărie și lipsire de libertate în mod ilegal, a fost condamnat la detenție pe viață. Inculpatul este totodată obligat să plătească daune materiale și morale în valoare totală de peste 2 milioane de euro.